FCSB încheie anul cu un avans confortabil în clasament și cu speranțe mari la un titlu, primul din ultimii 9 ani. Foștii campioni ai roșialbaștilor așteaptă cu sufletul la gură să sărbătorească din nou. În cazul în care se va pierde campionatul, doar ei sunt cei care își vor pune piedică. Toată conjunctura parcă este făcută pentru FCSB și atunci cu atât mai mare ar fi reușita lor dacă vor reuși să câștige acest campionat. E important că au menționat aceasta, pentru că au pornit foarte bine campionatul de la început. E important că au menționat această distanță și sper să și câștige campionatul după atâția ani de zile, al fie al 9-lea an, cred că e de ajuns pentru toată lumea.